Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre undele mecanice, iar apoi, într-o abordare interdisciplinară, vom discuta despre unde seismice și valuri. Perturbația reprezintă scoaterea din poziția de echilibru a corpurilor sau a particulelor. Fenomenul de propagare a unei perturbații într-un mediu, din aproape în aproape, cu viteză finită, poartă numele de undă. În această animație se observă că toate punctele mediului unde ajunge unda reproduc perturbația inițială, iar undele transferă doar energie fără a transporta substanță. Aici putem vedea câteva exemple de perturbații care duc la generarea unor unde. Undele sunt fenomene oscilatorii care au dublă periodicitate. În spațiu, caracterizată de lungimea de undă, care poate fi definită ca fiind distanța dintre două maxime sau două minime succesive, și în timp, caracterizată de perioadă, adică intervalul de timp în care unda parcurge o lungime de undă. Dacă propagarea undei se face cu viteza v mic, relația dintre lungimea de undă și perioadă este lambda egal cu v mic ori t mare. Undele pentru care direcția perturbației este perpendiculară pe direcția de propagare a undei se numesc unde transversale. De exemplu, undele formate datorită sosirii unor păsări pe suprafața apei. Undele pentru care direcția perturbației coincide cu direcția de propagare a undei se numesc unde longitudinale, de exemplu, valurile care se formează la suprafața apei datorită vântului. Valurile provocate de seisme submarine, care apar în special în largul mărilor și oceanelor cu o puternică mișcare tectonică, se numesc tsunami. Unda apărută datorită șocului seismic dintre partea superioară și cea inferioară a straturilor de apă își mărește energia ori de câte ori atinge plafonul submarin. Unda poate să distrugă țărmuri situate la mii de kilometri depărtare de locul unde s-a format. Un cutremur sau un seism este un fenomen natural caracterizat prin eliberarea bruscă a energiei acumulate în roci. Când rocile încep să fie sub presiune, ele inițial se îndoaie, dar când presiunea devine prea mare, rocile cedează și se rup în cel mai vulnerabil punct, iar restul rocilor îndoite revine la forma inițială. Zona de ruptură devine o falie și energia eliberată brusc se transmite sub formă de unde seismice, care provoacă mișcarea solului și generează un cutremur. Dacă v-a plăcut acest material, căutați informații despre seismograf, adică despre acel dispozitiv care măsoară și analizează mișcarea seismică.